că PSD-ii și PNL-ii s-au tocmit până au unit mesele ca la cârciumă, nu-i de mirare. Comasarea le dă speranțe că dacă alegătorul pune ștampila pe primar, pune și pe europarlamentar. Ceea ce e posibil să nu se întâmple. Votul la locale e mai degrabă pe persoană fizică. Nu se transferă automat la partid. Faptul că pe 9 iunie se vor duce mai mulți la vot nu înseamnă și că vor vota la fel de mulți PSDNL la europene. Dimpotrivă, discursul anti-european, românos agresiv, poate să le aducă voturi naturale celor de la AUR. Sub lozinca îi trimitem la Bruxelles să le dea ălora peste nas. Însă faptul că 50% dintre românii întrebați dacă e bună comasarea au răspuns foarte și da, față de numai 31% care sunt de părere că e proastă, nici el nu-i de mirare, e de întristare. Motivele sunt lesne de ghicit. Lenea. Facem economie de picioare mergând doar o dată la secția de votare. Oricum e pierdere de timp. Dar măcar pierdem mai puțin. Și banii. Se face economii mari, domne. Cum și cât n-a spus nimeni. Prim-ministrul Ciolacu a declarat că nu știe nici el. Dar prostia că o să ne ajungă și nouă ceva în buzunare este dată ca sigură. În întrebarea de sondaj n-a fost inclus cuvântul democrație, ceea ce mi se pare o decizie bună. Nu vrem să știm ce mai înseamnă democrația pentru români după 34 de ani de trăit în ea. Liste comune PSD-PNL la europarlamentare nu este o manevră nedemocratică. La urma urmelor, votul rămâne liber și secret. Nu intră nimeni în cabină să-l forțeze pe alegător. Problema e alta. Socoteala ca rezultatul să fie cel puțin cât suma cifrelor din sondaje ale celor două partide, adică 31% plus 20%, s-ar putea să nu iasă dacă destul de mulți refuznici PSD și PNL nu vor pune ștampila pe lista croșetată. Așa că atât PNL cât și PSD pot să piardă voturi în loc să câștige. În ce îi privește pe aceia care o vor vota pe Șoșoacă, cu partidul și nevăstul mazilit de ea, nu pot decât să spun în mod democratic și politic analitic că sunt niște dobitoci incurabili. Șoșoacă are de gând să candideze și să câștige primăria Iași ca să poată ieși prima cu pâine și sare în întâmpinarea Armatei Roșii care trece Prutul. Agresorul sexual al fetei de 14 ani, profesorul de matematică, o, Doamne, de 68 de ani din București, a fost, în primă instanță, incredibil, înspăimântător, pus în libertate cu control judiciar de judecătoria sector 4. Procurorii au contestat imediat hotărârea, iar Tribunalul București l-a trimis pe nemernicul Mut Pește, care și îmbrâncește jurnaliste, unde era locul, în arest preventiv. Întrebarea este, de ce nemernicii de la judecătoria sector 4 București, care l-au pus în libertate pe sinistrul pensionar, nu sunt și ei arestați preventiv? Ca să fie împiedicați să mai dea afară din arest și alții ca ăsta. Îi anchetează vreun organism al justiției pentru ce au făcut? Un congresman l-a propus pe Trump la premiul Nobel pentru pace. Însă până să salte cele 11 milioane de coroane suedeze, Trump
e pus să plătească 355 milioane dolari pentru fraudă financiară. Drept care, idolul republicanilor zice că judecătorul e nebun, iar el, Trump, este un Navalny. Ca să se dovedească încă o dată că Trump spune mereu adevărul, aștept să fie băgat în cea mai dură pușcărie americană și să-și găsească acolo pacea, cum și-a găsit-o Alexei Navalny. Poate așa va lua Nobelul pentru pace.